roșii. Și sigur. Interesant. Și acum, uitați, P și Q, nu? P și Q. Și asta a fost sau? Și. 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 Este, este așa. Invers. Și. Conectorul și. Și. Putea scrie P și Q, domnul profesor, acum o să scrie? Acum să scriu aici P și Q. Ia să acum scrie domnul profesor. P și Q, da. Care e o nouă propoziție și va fi adevărată mai cât amândouă sunt adevărate. Corect, adică doar la un soație, corect, nu, la un nou proiect. La un nou proiect adevărat, adevărat. Așa, unul aici și de zero. Și una și alta. Am înțeles. Da. Super. Înseamnă că aia este adevărată. Sigur, da. Că am... Un interval. Una adevărat. Este adevărată. Da, gata. Am înțeles. Gata. Gata. Super. Hai să vă treaba. Și eu am înțeles teoria. Și eu am înțeles. Este adevărată. Deci colectorul sau colectorul și. Da. Aba de adevăr este asta. Cum între două propoziții, una din astea este, nu? Din spațiul acesta, vedeți la care și. Da. Acum la P avem așa. 0 aparține intervalului. Deschis. Din spatul 1. Din spatul 1. Și 0. Din spatul 1 deschis. Da, 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 da. Și. Și 0 aparține intervalului deschis. Minus 1, 1. Deschis, da? Da. Au. Și. E și acum. 0. E adevărat. Analizăm pe prima. Stai puțin. O analizăm pe prima. 0. Zero aparține adevărat. Adevărat. Și primeașul doar, da, am și adevărat, 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 înseamnă că propoziția este? Adevărat. Da? Deci este adevărat. Adevărat. Ce? Punem unul. Da. Dacă da, noi e cu adevărat și cu adevărat. Fals. Bun. Ce? Dar la prima n-a spus că e adevărat, doctor. Acum, adevărat. Da. Ce? 3. Aparține intervalului deschis în minus 2, închis în 4. 4 închis. Da. Și, și 3 nu aparține intervalului. Ambele sunt fără închis în minus 2, așteaptă mai ia, adică tu ți-am înțeles că putem așa. Și deschis în 3. Și 3. Și 3 deschis. Deschis. Da. Pentru că minus 2 acolo e închis la a doua. E corect cum a spus domnul profesor. Deci, 3 aparține minus 2, 4 aparține. 3 aparține minus 2, 4. Deci, adevărat, este minus 2. Nu aparține lui închis sau deschis minus 2? Închis minus 2. Minus 2. Și 3 deschis. Și 3 deschis, a doua nu e corectă. Nu este corectă. Și atunci la și, la și, la și, ia uite. La și. Dacă nu e corectă și una nu e corectă, e 0. Nu, e 0. Nu, e 0, e 0. Și adică și una și alta. Am un două adevărate, am atunci spune adevărat. Exact. E falsă. Deci e falsă. Și de 0 aparține intervalului deschis minus 4, 4 da. Sau da. 0 nu aparține intervalului da. Deschis minus 1, 1. Este... Păi 0 aparține minus 4, 4. Adevărat. Și 0 aparține lui nu. Minus 1, 1. Deci asta, deci 0 nu aparține. Asta e falsă a doua, deci o să avem 0, 1 la sau, e 0, 1 sau 1, e adevărat. Adevărat? Că e la sau, e la și. Ai la sau. Păi da, fii atent atunci, sau. Da. Sau înseamnă măcar una să fie. Măcar una cât are zis. Super, am mai învățat ceva. Da? Măcar una. Foarte fain. La fals, la fals am două scoaste, da? La sau, pe sau. Mi-am plăcut asta, da. Și mi-am învățat tabelul ăsta. Am învățat. Da, da, atât. Atât, da. Ele sunt la sau adevărate, sunt false la sau când am două false, în rest sunt adevărate, că mă bucur măcar una sau la sau. Sau asta sau cealaltă să fie încă, da. E ca la reuniuni, punerea la un loc. Da? Că e o legătură perfectă între operații cu mulțimi și corectoare logici. Ei, la și, și una și alta, și una și alta. Aștept că domnul Dumnezeu v-a explicat. Acum voi a scris. Că niște copii ați spus de sau. Da, și eu trebuie aștept să vă dați dați înțeles. Și eu l-am făcut.
Mă bucur că ați salut asta. Deci urmează să mai facem niște exerciții. Da, dar mai am, mai am. Mai avem încă trei. Imediat mai aduc uite și m-am primit. Da. Deci de 15 de la pagina 25. Nu, nu, da. Pagina 25. Scrie sub formă de intervale următoarele mulțimi. De intervale. De intervale. Și următoarele mulțimi. Amic. Mulțimea numerelor reale negative. Deci mulțimea numerelor reale negative. Vrea să pot duci intervale, copii. Da. Mulțimea numerelor negative e minus infinit, minus infinit, de asta deschis. Întotdeauna. Virgulă, minus 1, 0, 0, 0 închis. 0 închis, da. Da? Deci, e vorba de minus infinit, 0, închis. Dar dacă punea deschis? Dacă nu mai există 0. Era înseamnă în reale strict negative. Strict. Deci când zice strict negative... Nu mai poate 0. 0. 0 vine deschis. 0 deschis. Dacă sunt negative... Îl luăm. Bun. Veni. Mulțimea numerelor reale mai mici decât 3. Deci... Mulțimea numerelor reale. Cu proprietatea că x mai mic decât 3. Strict mai mic decât 3. X minus infinit, 3 deschis. 3 deschis. Ce mic? Mulțimea numerelor reale mai mari sau egale cu minus 2. Mulțimea numerelor reale cu proprietatea că x sunt mai mari ca minus 2. Sau egale? Sau egale. Egal cu? Mai mari sau egal. Deci zicem paralel pătrat minus 2. Minus 2, ce de acolo? De, mulțimea numerelor reale mai mari decât minus 1 și mai mici sau egale cu 7. X mai mare decât minus 1. Deci minus 1. Și mai mici sau egale cu 7. Și cuprinse 3 minus 1. Și mai așa. Egal cu 7. Așa. Și aici cu egal? Strict, fără, strict. Așa. Păi mai mic decât minus 1 înseamnă... Paranteză. Da, paranteză. Interval deschis. Interval deschis minus 1 și interval închis 7. Da. E. Mulțimea numerelor reale pozitive mai mici decât 10. El plus... Reale pozitive. Așa. Mai mici decât 10. Cu proprietatea că x mai mic decât 10. 10. Păi minus infinit. Strict. Păi minus infinit la... E pozitiv. Eu zic că x mai mic decât 10, atunci e paranteză rotundă de 10. Minus infinit. Păi pozitive, mamă. A, pozitiv. La 0 la 10. Deci la 0. La 0 la 10. La 10 închis. La 10 închis, pardon. Dacă era cu fost căluță, fără 0. Dacă era căluță, fără 0. Dar dacă sunt pozitive, la mă și pe 0. Și n-a spus strict pozitive. Exact. A zis pozitive. Și atunci am înțeles că și 0 este. Da, voi, amândoi a zis minus infinit. Minus infinit, când el zicea pozitiv. Da, am înțeles. Da, F. Mulțimea numerelor reale mai mici decât 20 și mai mari sau egale cu radical din 5. Mai mari sau egale cu radical din 5. Mai mici decât 20 invers. Mai mici decât 20. Da. Și mai mari sau egale cu radical din 5.
Păi mai mici decât 20 ar însemna că paranteză rotundă, 20 asta la sfârșit, paranteză pătrată radical din 5, paranteză 20 paranteză rotundă. Paranteză greacă, paranteză rotundă. Radical din 5. Și 20 paranteză rotundă. Da, și 20 paranteză rotundă. Asta e. Gata. Exercițiu numărul 18. Deci, de la pagina 26. Precizați cel mai mic număr întreg care aparține intervalului I. Dacă cel mai mic număr întreg care aparține intervalului I mare, dacă intervalul I mare, dacă amic egal cu intervalul închis minus 2. Ce aparține? Ce se face acolo? Închis în minus 2. Imediat. Minus 2. 5. Deschis. Deci, exact cel mai mic număr între ce aparține lui intervalul I mare. Da, cel mai mic. Cel mai mic. E minus 2. Și. Da. Cel mai mic număr între. Cel mai mic număr între, da? Da. Începe chiar cu minus 2. Deci păi. Spunem minus 2 apart. Este cel mai mic. Vedeți cel mai mic număr natural întreg. Număr întreg. X, la urmă, da? Și atunci răspunsul X egal cu acel pe care îl căutăm. Cel minus mai mic. Mic. X egal cu minus 2. Bine. I egal cu interval deschis. Minus 3. 11 pe 7, tot deschis. Minus 2, deschis. Minus 2. Deci X și X de la minus 3 fără el. Da. La 11 și 6. Și ce mai mică doar la Andrei? Minus 2. Minus 2. Minus 2. Ce mic? I egal, interval închis. Minus 8 pe 3. 11. Ca mai și minus 1 deschis. X egal cu minus 1 3. Bun. E 3? Aaaa! 3 copii! Deci, pe vreo de momentul sunt nerva de ies, 1 0. Deci, dacă e minus 2. Deci, 8 învăț la 3 face? Cu ceva, 2 minus ceva. Minus 2 și ceva, da? Da. Deci, minus 2. Și minus 2 e 3. Deci 8 împărțit la 3, adică minus 2 și... Da. Da? Și atunci întregul este X egal cu minus 2. Bine. Da. I aparține intervalului. I? Aparține intervalului deschis. Da, minus da. 3 de 10. De, de. Punctul de și da. I acum este dat. Interval deschis. Deschis. Minus 3 de 10. 1 pe 2 închis. Minus 0 și 0. Da. Și o să fie trebuie. Da. O să fie 0. Și care o să fie? 0. Hai, mai cu viață. 0. Desigur, da? Da. Sigur, da. 0. Da, 0. Exercițiul 19. De ce trebuie să termin? 19. Precizat cel mai mic număr întreg, care nu aparține intervalului I, dacă. Da. Cel mai mic, care nu aparține intervalului I, dacă. Cel mai mic număr întreg. Deci, cel I egal cel mai mic număr întreg. Număr întreg. Care nu aparține intervalului I. Care nu aparține intervalului I, dacă. Lui I. I, dacă. Dar, Hani, I este cuprins între minus infinit și 5. Deschis. I egal. 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 Și 5 închis da, sau deschis? Da, egal. Deschis, domnul. Deschis. Cu minus 5? Nu mai, și 5. Așa m-a scris domnul. Și ce vrea?
Păi iau, uite, ce vreau să fie, care nu aparține lui X, care nu aparține interval. Mai mic. Minus 8. Minus infinit. Eu ce mai mic e minus infinit. Ce mai mic mă întreg? Întreg. Întreg cel mai mic. Care nu aparține. Da, păi, nu aparține. Deci fără capetele alea... Nu e minus infinit? Nu, că e fără alea. Nu știu. Cel mai mic număr întreg, care nu se găsește și nu se găsește aici. Nu e în intervalul ăsta. Da, și doar e în intervalul ăsta. Alea golurile sunt fine. Dar simbolul ăla e un simbol, nu te poți referi la infinit, mă refer eu la minus. Da. Mă refer la 4, la 5, la 7. Ăla e simbolul ăla, ceva de neatins. Deci care e cel mai mic număr întreg care nu aparține acestui interval? Eu zic că e 5 lucruri. Nu care nu aparține. Care nu aparține. Adică... Minus infinit nu aparține. Adică... Hai să vă zicem așa. 4 aparține? Am 3 da. Aici? Da. 3, 2, 1 aparține. Da. Minus 1. Deci toate aparține. Asta nu aparține. Adică se înafară, să fie. 6, și ăstea aparțin. Îl aparțin, minus, da. Să nu aparțină. Vedem care nu aparțină. 6, nu. Dar nici 5 nu aparține. Păi asta e. De ce să spun la 5? Deci, cu adevărat, cel mai mic. Și 6 e bun, dar nu-i cel mai mic. Păi, 5 e cel mare. Păi, da, dar care nu aparține intervalului. Adică primul pe care nu aparține acestui interval, 5 și e cel mai mic. Deci, rămâne afară de la 5 încolo, 5, 6, 7. Și apoi ce mai mic? Mic dintre ăștia care rămâne afară, dintre ce rămâne afară. X egal cu 5. X egal cu 5. B. I egal minus infinit minus 3. Deschis. Minus 3. Minus 3. Deschis. Ce mai mic e minus 3. Corect. X egal cu minus 3. Ce? I egal minus infinit 8 închis. Minus infinit 8 închis. Cel mai mic e 9. Bravo. Da, adică 8 este. Și 9, 10, 11. Nu e. Întregi nu sunt de 9. Deci X egal cu 8, 9. Și D-ul e la fel ca C-ul, cred că l-au greșit. Tot minus infinit 8 închis. Nu! Cred că nu deschis, domn profesor, și-au greșit. Minus infinit 8 deschis. 8 deschis, da. Să nu ce-au spus. Minus 8. E 8. Ei, minus 8. 8. A, 8. Da. A, este egal cu 8. Tema am terminat, nu? Acum, dacă mai vreți ceva să lucrăm, sau rezolvăm problemele altora? Da, rezolvăm problemele altora. Ca să scăpăm, păi, dacă se iau pe tema, ce vrei, de aici? Da. Să facem repede problema din copil de-a 5-a? Da, de ce? Că nu știi, da. A. Sunteți de acord cu profesor? Arătați că nu există numere naturale care împărțite la 12, dau restul 4. Deci X împărțit la 12 să fie R rest 4, nu? Și împărțite la 18, dau restul 8. Păi X împărțit la 8. Să arătăm că nu există. Nu există X natural. Da. Care împărțit. Așa nu X împărțit la... Întâi la 18, 4, nu? Da. La, nu, împărțit la 12. Dau restul 4. Nu face să te dau 4. Și împărțit de la 18, dau restul 8. Că nu există, să arătăm. Da. Păi 12 egal cu X împărțit la N plus 4. Cum? 12? Da, 12 egal cu X împărțit la... X împărțit la 12 egal cu N plus 4. N plus 4. Adică... Hai să spun că era o împărție cu rest 4. Păi da. Deci presupunem contract. Presupunem. Cum?
presupunem negația. Negăm. Presupunem că există. Există X natural. Așa încât X acela împărțit la 12 ne dăm încât și restul 4. Adică sunt că erau mulți regrese. De împărțitul X erau cu 12 ori ca 1. X egal cu 12. Da? Da. Plus da. Ca să zic. Da. Și același X. 4. Și același X. Și simultan. Și apropo de partea logică. 8 ori ca și 8. Și egal cu 18. 18 ori pe. Am 18. Ori pe. Adică e același. Nu, dar ce? Nu același. Nu e același vreți și nu e același împărțitul. Am înțeles. Plus 8. Să vedem că 12 plus 4 egal cu 18. 12 K plus 4 egal cu 18. Din același X, deci rezultă că 12 K plus 4. 12 N egal cu 18 N plus 4. 18 P plus 8. Da. El și el, dacă te dată. Dacă tot te cunoști. Da, înțeles. Da. Scriem 4. 4. 12 ca egal cu 18 minus 4. Egal cu 18 pe plus 4. Împărțim la 2. Deci împărțim totul printr-un 2. Și să ai 6 ca egal cu 9 pe plus 2. Unde ca și pe, ca și pe, sunt numele naturale. Și acum, dacă sunt numele naturale, trebuie să fie N9M plus 2, deci e un divizor al 6, nu? 9N? 9P plus 2. Plus 2, nu? Da, dar uite ce facem. Hai să ducem, scădem un 9P peste toată. Ok. 9M, da. În ce? Adică vedem 9P față cealaltă. Minus 9. Vine 6 K minus 9 P. Da? Se face 2. Da. Adică scoatem un 3 în factor aici. Da. 3 pe lângă 2 K minus 3 P. Face 2. Da. Adică 2 K minus 3 P să facă 2 pe 3. Așa. Da. 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 Nu. Acum răspunsul nu mai am la să mă aștept, ne oprim aici. Asta vreau să întreba, casa 5-a. Și răspunsul este rapid aici. Aici nu mai trebuie să continuăm. Un multiplu de 3 egal cu 2. Trebuie să multiplu de 3 egal cu 2. Niciodată. Deci nu mai presupunem noi așa, niciodată. Asta, termină. Și la casa 5-a, asta este. Asta e rezolvare. Ca așa cum o continuă miluna, egal cu 2 pe 3, o frație și ca și pe fi nu știu ce, merge mai departe, dar la casa 5 ar trebui să mă opresc aici. Un multiplu de 3, nu poate să fie egal cu 2. Ce scrieți? Fals. Și atunci? Deci multiplu de 3 egal cu 2, fals. Fals. Rezultă, presupunerea făcută este falsă. Presupunerea pe pe fals. Deci nu există, dar tot nu există în mod natural. Și atunci renunțăm la presupunere. Da. Și cum ne-am contrazis-o, înseamnă că nu există X. Am intrat într-o contradicție. O contradicție, da. Deci rezultă că nu există X. Aparținându-i lui N. Așa încât să se întâmple minunea aceea. Așa că X împărțit la 12 se dea restul 4. La restul 4 și X împărțit la 12 se dea restul 8. Restul 8. Da, deci raționamentul este ăsta. Cum am ne... Da, cu 17 scrie acolo. Da. Deci am apelat la metoda cea care am dat eu recent. Metoda reduce la absurd. Metoda reduce la absurd. Ce am spus acolo? Contrazic concluzia și pe baza
acestei noi informații concluzia legată, folosind o pe ea și pe baza tuturor informațiilor care aveam de-a lungul timpului, să reușim să ajungem la o contradicție. Într-adevăr, interesant și pentru ei, domnule. Și pentru ei. Mi-a spus tot timpul că lucrurile care se fac la cincea nu înseamnă că nu merg. Da, adică asta cred că las, nu știu dacă a scris cu tot, sau poate mă înșel eu, habar n-am. Nu, nu, nu făceau deloc. Nu făceau, nu? Domn profesor, putem să facem un pic videometrie? Câte ceasul are? Ceasul acum a văzut la profesor. Aici e 55. 8.55? Nu, ori... 8.55, aproape. Aproape, fai și sufletul. Aveți ce? Da. Aveți tema de metri? Da. Of, că n-aveam și eu nici probleme. Avem temă? Da, da, da. A, dar le-am făcut. Spisem toți, Adi. Nu știu că tu mai faci la tine, sau tu când mai fie o zi, mai fie o zi, așa nu e ok. Ce zic? Ce-ai făcut tema de metri? Ce temă? Avem temă. Ai de la pagina 124? Da. Am făcut-o. Spisem tot. Tu ți-ai făcut minuna? Nu, când? Eu fac. Mă, chiar m-am făcut la nu știu cât să fac. Da, tic n-aș făcut-o. Că știu, că el nu a fost la pregătire, care nu știi. Dar ce, dar el n-am făcut temă? Nu. N-am făcut. N-am lucrat altceva el. Hai. Deci... Deci, o presă și facem mai fișier cu profesor? Da, da, da.